Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Worldcraft, un joc inspirat după Minecraft, bineînțeles. Probabil îl știe toată lumea pentru că voi mi l-ați recomandat. Nu uitați să mergeți și în descriere pe primul link să vă abonați la canalul meu secundar. Și hai să vedem ce-i de jocul ăsta. Ne selectăm prima oară un skin. Cam dubioase. Sincer, mi se pare că ăsta seamănă mai puțin cu Minecraft. Mi-a fugit vocea acolo. Au ceva skin-uri. Ce fain este asta. Vampirul. Gata, mi-am ales vampir. Bă, că e ceva cu bănuți. Nu știu care e faza. Am intrat eu aici la opțiuni și am văzut o chestie tare. Putem să ne alegem texture pack. Adică textură ceva. Momentan o lăsăm pe asta cum e. Hai să vedem. Single player. Create. Survival. Normal. Enter the world name. Găină. Gata. I-am pus și numele. Suntem pe lumea găină. Să vedem ce e de jocul ăsta. O luăm momentan. Băi, cât de dubios se vede și se mișcă. Deci așa ca prima impresie, sincer, mi se pare mult mai nasol decât Mastercraft. Bă, uite un animal. Ce animal e ăla? Ce e asta, frate? E oaie? Nu putem fugi oare? Băi, oaie, bă, nu-i cum arată, ești nebun? Picioarele alea sunt un pic cam dubioase, dar fața e ok. O să te lovesc? Nu pot să te lovesc? Pot să o omor, pot să o omor. Oaie! Iară mă joc pe calculator, bineînțeles, și e un pic mai complicat de controlat. Văd că tot sare ăsta în continuu, nu știu ce naiba l-a apucat. Vreau să bat oaia. Să văd dacă îmi dropează ceva sau care e faza. Ce se întâmplă când moare? Uite bă, cum s-a întors? Ok, mi-a dropat ceva. Cărniță și... Male cărniță. Aulu, ce naiba am făcut? Cărniță și lână, bineînțeles. Da, m-am pierdut. Știu că erau ceva chestii de făcut, nu aici. Uite aici, trebuie să intru. Craft. Wooden planks, used as fuel in a așa... Ok, deci aici zice cum craftăm o torță. Bun, doar că nouă ne trebuie workbench, care cred că e crafting table, nu? Și avem nevoie de 4 bucăți de lemn. Hai să luăm niște lemn. Uite aici un cupăcel. Da, te rog, textura asta. Sincer, e foarte ciudată, nu știu ce să zic. Suntem pe survival. Bă, dar nu știu de ce tot sare în continuu. Mi s-a părut mai interesant să intrăm pe survival. Cred că, oare e ca pe Minecraft? Nu cred. Sau nu cred, ne trebuie 4 de astea, așa-i? Așa-i ca așa-i. Ne spar cu lâna. Mi se pare că are o grafică mult mai nașpa și controlul mult mai nașpa. Și hai să vedem, putem crafta acum? Uite, așa le facem. Am înțeles. Ok, avem și workbench. Avem și lemn. Și aș vrea totuși să plec de pe zăpadă sau gheață sau ce aici. Unde naiba trebuia să iau pe acolo? Uite. Copacul rămâne, văd. După ce i-am spart trunchiul, copacul încă a rămas. Asta e un pic cam dubios, nu-i cald frunzele. Văd că în stânga sus avem acolo mâncărica și viața. Care până acum nu a scăzut deloc, ceea ce e bine. Bă, ăla e curcan! Curcanul, uite și o vacă, uite ce faină e vaca, bă! Să mă duc după curcan. Nu înțeleg de ce tot sare, bă, deci nu fac nimic și sare. Deci, de pe... Pe asta dă sare, dar nu înțeleg de ce. De pe A. Nu, de pe toate, what? Nu înțeleg de ce sare, dar în fine. De ce fain e curcanul, bă, serios că e fain. Curcanule! Oviță și curcanul. Salut, curcanule, ce faci? Cum face când îl atac? Bă, asta până acum e singura chestie care m-a impresionat. Că animalele sunt diferite, nu-s copiate chiar. Am pus blocul ăla din greșeală. Nu-s chiar copiate toate, văd că toate sunt diferite chiar. Deci jocul nu pare deloc... Uite cum s-a întors. Ce mi-a dat? Un copănel. Mi-a dat un copănel. Văd că totul e făcut diferit. Deci nu-i copie de Minecraft. E
mai ok să o luăm, dacă o luăm așa. Făcuța, sincer, arată chiar bine. Deci arată mai bine decât în Minecraft făcuța asta. Ce tare. Nu înțeleg de ce sare de fiecare dată când apăs pe orice. Acolo în mijloc, nu tot nu înțeleg de ce ar sări. În fine, nu mai stau să-i fac acum setările. Văcuță, uite cum fuge văcuța. Foarte tare văcuța. Ce mai putem face aici? Am zis că punem asta. Hai să vedem. Workbench, chest, putem face chest, furnal, pătuț, ușă. Putem face o ușă. Hai să vedem. Am făcut o ușă. Sandstone. Așa, TNT. De unde, frate, de TNT? Sticuri. Hai să facem un de asta de sticuri. Ne-a trebuit căul. Cum arată astea? Bă, cât de fain arată, sincer. Arată chiar bine. Bine editat. Așa. Și mai avem pe aici așa. Armurică. Iar casc, mă înțelegeți, deja știți cum stă treaba, nici nu are sens să vă mai zic cât e ceasul când înregistrez eu. Prăjiturică, bă. Deci sunt chiar puține chestii pe care le putem crafta. Aș vrea totuși să pun ușa aici. Să vedem cum arată ce options. Da. Să vedem cum arată, uite, de exemplu, pe technology. Gata, s-a schimbat atât de ușor? Sau, bă, se schimbă cu un click? S-a schimbat totul sau doar obiectele? Să nu intra prea mult, îmi dau seama. Sincer, arată bine, n-am ce zice. Hai să le testăm pe toate. Classic. Dar mă, se schimbă totul, bă. Bine, în afară de animal, vaca nu cred că s-a schimbat. Păcuță. Mamă, chiar că arată, nu știu, arată fine. Arată mai Minecraft, așa ca să zic. Options, medieval, modern. Care eram, bă? Hai să dăm pe technology. A, pe ăsta cred că am fost. Deci ar mai fi modern. Bă, sincer, era genial să putem face chestia asta în Minecraft. E o idee foarte tare. O să iau asta cu mine, dacă pot. Haide, vino aici. Ușa aici, o las. Cum o pot deschide? Foarte frumos. Hai să luăm și o floricică. Gata, și o țin în mână. Poți să o țin în mână? Da. Mergem cu floricica după noi. Bă, căluții, bă! Uite cum face căluțul. Căluțul arată bine la cap, dar corpul ăla așa exagerat de pătrat îl strică. În schimb, sunetul și capul foarte tari. Stai tu, căluț? Foarte tare și căluțul. Deci, sincer, îmi plac animalele în jocul ăsta. În afară de oaie. Oaia era un pic cam urâtă, trebuie să recunoaștem. Ăsta e dirt, nu? Probabil că va fi dirt. Deci că e lemn, sincer. Uite că scrie acolo frumos dirt, wooden planks, cărniță, cică chicken. Bă, aia nu e ok. De ce scrie chicken dacă eu am omorât un fazan? Fazan era ăla, nu? Nu fazanul... Bă, da, mă. Nu, mă, ceaulul, nu-i fazan, mă. Nu ai bani să nu-mi ia bani animalul ăla. Curcan, mă, așa, curcan. Doamne, nu mai știam cum se numește. Încă o problemă ar fi că e prea pustiu totul, bă, deci. Chiar numai dărți și atâta. E cam sec. Oițele surâte, sincer mă cam sperie oițele. Numai dirt, copaci. Și uite că am dat și de niște nisip cu niște cactuși. Care mai degrabă arată pepene decât cactus, sincer să fiu. Oare chiar e cactus? Da, e cactus, arată exact ca pepenele din Minecraft. E un pic dubios, uite bă, o mină, bă. M-a făcut când i-a scăzut viața. Ok. Asta ce-i? Deci, nici măcar nu pot să-mi dau seama ce-i chestia asta. O să aflăm imediat.
Ce-i asta? Gravel. Bine. Ce ne trebuia pentru torță? Că nu mai știu. Crafting table. A, ăsta e crafting table-ul. Atunci hai să schimbăm totuși grafica. Options, medieval, classic. Medievalul, sincer, e fain, nu degeaba ți-l pune. Hai să punem asta aici. Să vedem, am zis că am nevoie de torță. Ce am rost, uite aici torță. Trebuie lemn, ceea ce avem, și coal. Deci e exact ca în Minecraft. Dar cum ajung eu să iau coal-ul ăla? Asta verde ce-i, mă? A, păi stai, mă, mai bine mi-am asta înapoi. Să nu mă mai întorc, după aia va fi greu să mă întorc. Sincer, nu-mi place deloc controlul și eu trebuie să-i fac eu controlele, nu era deja făcut. Totuși are descărcări multe. Asta e tot gravel pe verde? A, s-a schimbat grafica și acum arată diferit, da. Aici mă disperă că sare în continuu, deși eu nu vreau să sară, mă durută aia. Dă niște... De asta. De coal. Aoleu, ce greu se sparge cu mâna goală. Dă-mi, te rog, un coal de acolo, sper că îmi dă. Hai de bă! Era să mă înnec. Nu mi-o da coal. Probabil trebuie un pickaxe. Ok, și pentru un pickaxe ce naiba trebuie să facem? Rămâne aici la lumină. Aici avem uneltele. Wooden pickaxe. Uite-l cum arată. Avem, mă. Gata, frate. Mi-am făcut pickaxe. Hai să spargem cu pickaxe-ul. Aoleu, cum arată când îl țin în mână. Nu mai arată bine, parcă. Stai, căuloare. Iar mă mănâncă nasul. Mă, sucul meu. Nu mi-a dat nimic? Bă, totuși... A, avem inventar, ok, dar de ce nu-mi dă nimic? Dar numai asta, nu știu ce-i. Aia e altceva, că e maro, asta e neagră, de ce stai cold? Ne, bă, era chestia aia maronie așa. Sunt trapa mea, de pot să-mi dau seama. Aici ce... A, nu știam ce e alb, dar era pătrățica selectată de mine. Hai să vedem să facem o torță. Îi facem lumină cu torța. Mă pricep să-l controlez. Torța arată forța. Ia să punem aici să vedem cum luminează. Luminează binișor. Sună ciudat când calc pe cobble. Deci că calc pe metal, nu știu de ce, dar... Torță. Da, e ok. Hai să luăm asta înapoi. Bănuiesc că o spar mai repede cu pickaxe-ul. Momentan nu am văzut niciun zombală, oare există? Nu m-aș duce foarte jos. Mai degrabă m-aș duce înapoi sus să vedem dacă există zombală aici ceva. Asta nu știu ce e, să vedem ce e asta. E dirt. A, da, era dirt, dar... deja nu mai știu cum e cu graficile astea. Cum mai ies eu de aici, bă? Aoleu, trebuie să mă pun să spar dirt. Să construiesc. Ce naiba s-a auzit? Uai, ce m-a speriat! Mamă, aproape m-a omorât! O să-l las să mă omoare, că n-am ce să-i fac. Deci nu știu să mănânc. A, uite, așa mănânc. Am mâncat carne crudă. Bă, dar urât-i! A, am aruncat, cred că. Mamă! A, am uitat că pot să atac și eu. Deci ăsta e scheletonul urât-i, doamne! L-am omorât. Ia uite capul. Nu se uita la mine. Mamă, cât drop-ul mi-o dat, bă. Ce asta? De ce mi-o dat așa ceva? De fapt, nu mi-o dat mare drop. Stai că mai aud ceva. Ce-am auzit? Aici văd că mișcă ceva. Ce era? Ce-i și aici? Crab? Asta ce-i? Cum aflu ce să stea? Nether wart? Ok, ceva din Nether. Ce cu crabul ăsta? Sau ce naiba va fi? A, e mâncare de zombi, bă. Deci aici că cu picat un zombi... Da, mă, uite cum pică zombalei proști. Ăla era alb. Uite și aici tot picat unul. Ok, deci dacă vreți chestii, trebuie doar să stați într-o groapă și vine ei să vă dea.
Mama, cât de creepy a fost monstrul ăla. De viața mea. Am construit ceva sau sal? Aparent, dacă sărim așa, nu putem. Mamă, cât de urât e și ăsta! Dar văd că nu se poate cățăra. Stai, că aud altceva iar. Aoleu, uai! Uda-s urâți rău de tot! Nu mă așteptam să fie un joc horror ăsta. Ce naiba, uai! Ok, l-am omorât. Nu cum ies de aici. Asta ar fi nasol. Mai încercăm să mai punem pe aici ceva. Încet, încet, poate, poate. Hai că mai ieșim de aici dacă e. Păi, sincer, mai bine mă umor și hai să vedem ce se întâmplă după ce... Ah, you died. Așa, ba... Uite că zice coordonatele la care ai murit. Asta e foarte bine. Asta ar trebui să se întâmple și în Minecraft. Resurrect, respawn. Hai să vedem. Dăm respawn. Nu mi-a băgat nici reclamă, tot respectul. Ia să mai vedem monștri, bă, acum n-avem cu ce să ne batem, dar... A, uite că mi-a lăsat ceva iteme. Ce-i ăsta, frate? Deci tot respectul că s-au gândit să bage monștri noi. Urât sunteți, bă, du-te, bă, de aici. Mamă, mă omorât iar deja. Uai, cât de dubios. Stai să schimb grafica, să pun pe technology. Nu, pe modern. Modern. Schimbă monștri sau sal? Mă, că-i plin de monștri. Copacul ăla ce are pe el? Păi angel sau ce să le? Dar mă, uite că s-au schimbat și monștri. Doamne, iată, mă, uite o pisică. Dar mă, ăștia, cred că sunt angel sau slime-uri sau ce naiba ar fi? What? What, what, what? Ce-s astea? E un fel de paianjen slime. Mamă, ia stai să schimbăm iar asta. Cum naiba se vede pe altceva? Clasic. Ba, moștii nu se schimbă, mă, nu știu. Uai, uai, ce bucată mi-a dat. Nu știu ce-s chestiile astea albastre, mă, ce ar trebui să fie. Uite cât de multe și ce mici sunt. De fapt, unele sunt mici, unele mari. Mamă, cât de urât sunt paianjenii. Jur! Bă, voi chiar vă jucați jocul ăsta? Mie, deja mi se pare horror, oaie. Deci cred că o să mai fac un episod cu jocul ăsta. Du-te, frate, cât de horror e. Doamne, iartă-mă. Ia uite, paianjenii cum vin după tine. Suntem pe normal. Probabil dacă ne punem pe hard sau ceva, ne-am dus. Ce găsim în groapa asta? Sau nu spune că tot aici am fost? Nu găsim nimic. Bă, e foarte interesant jocul, ce să zic. Uite acolo, uite ăla cum se omoară. Dar ce e la un pui de zombie sau ce ar trebui să fie? Să se arunce. Uai. Uai, că am făcut cu inima, nu mai pot. Ce s-a întâmplat ăla? Cred că a fost un creeper ceva. Mamă, deci... Nu mai pot, mi s-a făcut pielea de găină, nu mai... Hai de capul meu. Ce-i frate cu jocul ăsta? Ce-o bubuit așa? Ok, probabil e ceva creeper, dar care e creeper? Ăsta e zombie toată ziua și noaptea. Urât faci, mă. Uite, asta a fost sunet din Minecraft, cred că. Uite, bă, ce e ăla? Uite, pe ăia din stânga cum fac. Bă, deci nota 10 pentru moștri ăștia așa creepy și dubioși. Asta e magma slime, așa-i? Vai că mi-a luat jumate de viață deja. Doamne, iartă-mă. Ce mai găsim, frate? Aia mici, nu știu ce naiba sunt, mă, că nu zombie. Mai e câte o pisică care se plimbă pe aici. Uite, mai multe pisici. Asta e pisică tigru, ce naiba era? Ce? Aoleu, ăla trage de la distanță. Ce cu ăștia mici, mă, unde sunt? Uite aici unul de ăsta mic. Deci cred că e doar un zombie copil atâta tot. Uai, ce s-a auzit așa? Uai, cât ți-s după mine. Ia dacă mă duc aici, să stare să ocolească sau se aruncă toți în groapă? Dacă sunt curios. Haide, veniți aici la tata. Nu cred că o să ocolească, cred că se duc direct în groapă.
Da, ia uite-l. Asta e foarte interesant, că poți trola. Băi, deci nu știu ce să zic, mă, că am traumatizat jocul, deja ne-am lungit cam mult. Hai să mai vedem încă unul de ăsta. Mamă, stai că unul negru am văzut, să vedem unul alb. Râțe-s, frate, ăsta e și pirat. Du-te că s-o râți, tai de... Ce s-o stea, bă? Ce mai e și ăștia, frate? Ăștia cred că-s guest sau ceva de genul. Da-s fantomițele. Du-te că nu mai pot să mă joc deja, mă bagă în sperieții 4 dimineața când filmez asta. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare, sigur o să mai facem un episod cu jocul ăsta că e prea dubios. Nu mă așteptam să fie atât de horror. Uite, bă, soarele, bă! Uite că vreau să închidem acolo pe soare. Nu uitați de un like, share, subscribe și clopoțel. Și noi o să ne reauzim data viitoare la un nou episod. Vă las cu soarele și cu paianga în ei, urâs de tot. Salutare!